Concursul cu viața mea, apăr viața, și-a desemnat câștigătorii. Miercuri 22 mai, în incinta Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș, s-a desfășurat etapa județeană a concursului la care au participat elevi din 5 licee și 9 școli gimnaziale. La finalul concursului, organizatorii au premiat echipele câștigătoare cu premii, diplome, cupe și medalii. Locul întâi la faza județeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative pentru elevi, cu viața mea, apăr viața, ediția 2019, la categoria licee, a fost câștigat de Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș. Pe locul 2 s-a clasat Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș, iar pe locul 3 Liceul Danubius, și premiul Fair Play a fost obținut de echipajul Liceului Tehnologic Dan Mateescu, tot din municipiul Călăraș. Locul 1 la faza județeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative pentru elevi, ediția 2019 la categoria școli gimnaziale, a fost câștigat de școala gimnazială numărul 1 din comuna Luica. Pe locul 2 s-a clasat școala gimnazială numărul 1 din comuna Unirea, pe locul 3 școala gimnazială numărul 1 din comuna Nana, iar premiul Fair Play a fost acordat echipajului școlii gimnaziale din comuna Gălbinași.